Salut! În clipul de astăzi o să discutăm despre legea distribuirii termenilor, o să vedem ce înseamnă, cum o putem înțelege și cum o putem aplica. Nu uita să verifici linkurile din descrierea clipului, o să găsești acolo informații utile. Bun, să vedem cum putem înțelege legea distribuirii termenilor. Să presupunem că Mihai întârzie la școală. Și dacă Mihai întârzie, el trebuie să treacă pe la portar, să anunțe că a întârziat. Trebuie să înțelegem că el merge la portar doar dacă întârzie, adică faptul că întârzie îl condiționează să meargă la portar. Deci Mihai merge la portar doar dacă întârzie. Dacă Mihai nu întârzie și vine la timp, ce trebuie să facă Mihai? Trebuie să meargă la portar? Și răspunsul este nu, nu trebuie să meargă la portar, pentru că nu există nicio condiție pe care trebuie să o respecte. Condiția era doar dacă Mihai întârzie. Doar în acel caz Mihai trebuia să meargă la portar. În acest fel trebuie înțeleasă și legea distribuirii termenilor ca pe o condiție. Și să vedem cum poate fi formulată ca o condiție. Dacă un termen este distribuit în concluzie sau apare ca distribuit în concluzie, atunci el trebuie să fie distribuit sau să apară ca distribuit și în premisa din care provine. Și haideți să vedem care sunt cazurile care pot să existe în acest tip de condiție. Dacă avem în concluzie termenul nedistribuit, termenul din concluzie o să fie cu minus, nedistribuit. Atunci, fiind nedistribuit, adică Mihai nu întârzie, nu trebuie să treacă pe la portar, nu există nicio condiție, atunci, în premisă, termenul respectiv nu trebuie să respecte nicio condiție. Poate în premisă să apară ca distribuit sau ca nedistribuit. Bun, mergem la al doilea caz, în care termenul din concluzie apare ca distribuit. Dacă apare ca distribuit, conform legii distribuirii termenilor, care condiționează distribuirea din concluzie, termenul trebuie să fie distribuit și în premisa din care provine. Dacă se întâmplă acest lucru, legea distribuirii termenilor este respectată. Bun. Și mai avem un al treilea caz. Termenul apare distribuit în concluzie, dar apare nedistribuit în premisa din care provine. Dacă apare nedistribuit în premisa din care provine, atunci nu este respectată legea distribuirii termenilor și cel mai probabil raționamentul o să fie unul incorrect. Deci acestea sunt cazurile posibile în care putem sau nu aplica legea distribuirii termenilor. Încă o dată, pe scurt, dacă termenul apare ca nedistribuit în concluzie, poate să apară oricum în premisă, nu este condiționată nedistribuirea. Dacă apare distribuit în concluzie și distribuit în premisă, legea distribuirii termenilor o să fie respectată. Dacă apare distribuit în concluzie și nedistribuit în premisă, legea distribuirii termenilor o să fie încălcată. Unde putem aplica legea distribuirii termenilor? Și există două situații până acum, la inferențele imediate, la conversiune și în cazul silogismului. Să mergem la inferențele imediate, am luat câteva exemple, am făcut și distribuirea termenilor, să vedem cum putem aplica legea. Ne uităm la primul exemplu, la S la P care prin conversiune devine PAS. În concluzie, PAS văd că S-ul este nedistribuit. Fiind nedistribuit S-ul, nu mă interesează. P-ul este distribuit, P-ul mă interesează. P-ul fiind distribuit, conform legii distribuirii termenilor, trebuie să apară și în premisa din care provine distribuit. Nu apare. Apare nedistribuit, deci în acest caz, regula distribuirii termenilor este încălcată. Termenul P apare ca distribuit în concluzie, dar nedistribuit în premisă, iar inferența o să fie incorrectă sau nevalidă. Mergem în al doilea exemplu, unde avem S-ul distribuit în concluzie. Observăm că P-ul este nedistribuit, nu mă interesează. S-ul distribuit în concluzie trebuie să apară distribuit și în premisa din care provine, S-ul apare nedistribuit, deci nici în acest caz regula distribuirii termenilor nu este respectată, termenul S apare ca distribuit în concluzie și nedistribuit în premisa din care provine.
Haideți să mergem la al treilea exemplu, unde am un STP prin conversiune POS. În concluzie, POS o să am P-ul nedistribuit, nu mă interesează, S-ul o să fie distribuit. Fiind distribuit, el trebuie să apară distribuit și în premisa din care provine, apare distribuit. În acest caz, regula distribuirii termenilor este respectată, S este distribuit în concluzie și distribuit și în premisa din care provine. Trecem la silogism, să vedem cum putem aplica la silogism regula distribuirii termenilor. Am luat un silogism, MAP, SEM și SEP. Să vedem dacă este corect silogismul. Facem și distribuirea termenilor. În premisa majoră avem plus minus, în premisa minoră fiind E plus plus, iar în concluzie E avem plus plus. Bun, și haideți să vedem cum sunt distribuiți termenii. În concluzie vedem că este distribuit și S-ul și P-ul. Să luăm termenul S. Termenul S este distribuit în concluzie, el trebuie să fie distribuit și în premisa din care provine, ne uităm la premisă, da, este distribuit și în premisa din care provine. Bun, mergem la termenul P. Termenul P este distribuit în concluzie, iar în premisă este nedistribuit. Fiind nedistribuit, regula distribuirii termenilor este încălcată, P apare distribuit în concluzie, nedistribuit în premisa din care provine, deci silogismul de față este incorect pentru că este încălcată regula distribuirii termenilor. Ok. Cam în acest fel puteți aplica regula distribuirii termenilor la inferențele imediate și la silogism. Succes!